O mașină s-a răsturnat în această dimineață după ce s-a ciocnit violent de un alt automobil. S-a întâmplat pe strada Belinski din sectorul Buiucani al capitalei. El cu partea stângă și eu cu partea dreaptă. Și ieșa de pășire și el îți spune mașina obstacolul să faci. Din imaginile trimise de un vizitator al site-ului ProTV se vede cum mașina stă cu roțile în sus. Acesta susține că accidentul s-a produs după ce șoferul ar fi văzut cursul afișat de una dintre bănci, unde euro era vândut cu 29 de lei și 90 de bani. Astfel, conducătorul auto nu ar fi fost atent și ar fi pierdut controlul volanului. De cealaltă parte, poliția afirmă că unul dintre șoferi a schimbat brusc banda de circulație și s-a ciocnit cu altă mașină. Automobilul de marcă Mercedes a fost proiectat în bordură și apoi s-a răsturnat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.